Cloșnița este insecta pe care o recunoaștem după mirosul specific neplăcut. Deși apare inofensivă la prima vedere, înțepătura acesteia ne poate infecta. Câteva aspecte importante despre mușcăturile de cloșniță aflăm în continuare de la dermatologul Diana Munteanu, care este în platoul Telemagazin. Bine ați venit, bine ați revenit, mai bine zis. Bună ziua, bine v-am regăsit. Ce-i cu aceste insecte mici care, bun, par inofensive, dar la un moment dat ne și invadează casa? Pentru că știu că sunt mai multe tipuri de cloșnițe. Care sunt ele? Deci, cum ați menționat, sunt niște insecte hematofage care, de fapt, ne invadează deoarece au nevoie de sângele nostru, a omului. Se hrănesc cu el. Din acest motiv și suntem interesanți pentru aceste ploșnițe. Sunt, de fapt, niște mai multe tipuri de specii, în special două tipuri de cimex care afectează mai mult omul. Iubesc să se hrănească cu sângele animalelor și oamenilor, pentru că este un sânge cald. Cred că printre raționamentul lor zilnic intră și o doză de sânge uman. Da, da. De fapt, este alimentația de bază. E alimentația de bază da. A lor? Da. Eu cumva și toată lumea se gândea, poate, adică majoritatea, se gândeau că poate alimentele sunt... Pentru că până la urmă, bun, nu putem vorbi de faptul că nu e o igienă corespunzătoare în casă. Și în hoteluri, de exemplu, de 5 stele pot fi întâlnite aceste insecte mici, pentru că ele, din câte știm, se adună prin anumite zone sau, de exemplu, pot fi aduse chiar acasă, fără ca să ne dăm seama. Dar cum ne dăm seama atunci când ne mușcă aceste ploșnițe? Adică sunt anumite simptome, nu știu, vedem ceva pe piele sau... Ați menționat foarte bine că nu ține de igienă. Deci poate să fie chiar și într-un apartament nou în care tocmai ați procurat o canapea și ați adus-o în casă infestată deja cu aceste ouă de ploșnițe. Deci cum observăm? De obicei persoana dimineață observă, fiindcă ele acționează mușcă doar pe timp de noapte. Deci dimineața persoana se trezește cu niște umflături roșii, mici, de obicei grupate. Deci dacă noi la alte insecte vedem o înțepătură, aici de obicei e un grup de înțepături, cel mai frecvent pe zonele cu piele sensibilă și descoperit. Asta este fața, gâtul, picioarele, mâinile. Adică doar în zonele astea. Eu mă gândeam și acum am postat și mă gândeam, zic, mă, atunci când sunt anumite înțepături sau puncte roșii, nu știu, informațiuni, mă gândeam, poate fi un păianjen. De fapt, poate fi și o ploșniță din asta care te mușcă pe timp de noapte. La copii sunt aceleași simptome? La adică... copii, da, dar pot să se manifeste mai activ, deoarece pielea este mai sensibilă. Însă, și propriu-zis, mușcătura nu este dureroasă, deoarece ploșnița elimină un anestezic în timpul mușcăturii. De aceea noi nu o simțim, nu o percepem ca o pișcătură de țânțar sau altă insectă, dar copiii sunt mai predispuși, sunt mai sensibili la piele și pot să se scarpine mai mult. Și aceste leziuni de grataj, deci pot să se manifeste mai urât, să spunem așa, mai agresiv. Până ajungem să discutăm care sunt consecințele acestor mușcături, ne putem da seama, dacă îmi puteți răspunde la întrebarea asta, cum avem o invazie de ploșnițe în casă? Pentru că bănuiesc că, na, ok, acum am dat seama că ele sunt absolut evoluate, deci au o formă evoluată de viață, dacă mai eliberează și acea doză mică de anestezic atunci când mușcă. Da, aveți dreptate. Dacă au intrat în casă, de debarasat de ele este foarte greu. Dar de intrat, intră foarte ușor. Pe încălțăminte, pe haină, în special persoanele aduc din vacanțe valizele care sunt lăsate în camera de hotel pe jos, pe podea, pe mobilier special din lemn, unde ele preferă să se ascundă. Foarte ușor, deci se transportă. Ele rezistă foarte bine la temperatura camerei, de aceea și se mulțesc foarte repede. Deci depun niște ouă care, din nimfele respective, timp de o lună, avem deja un organism, o insectă mare, aptă iarăși de... Aptă de a mușca. Da. Adică temperatura camerei e un mediu absolut favorabil pentru aceste insecte. Absolut favorabil. Care sunt urmările, consecințele acestor mușcături? Pentru că bănuiesc că sunt și purtătoare de anumite infecții, nu? Partea bună este că la moment nu sunt încă purtătoare de anumite infecții. Deci ele sunt purtătoare, grave, dar nu transmit infecții. Okay. Da? De aceea, propriu-zis, mușcătura de căpușă poate provoca un disconfort local, temporar, pe termen scurt. Da? Deci, de obicei, este acea papulă roșie care se umflă destul de mult și dă o mâncărime foarte pronunțată. Deci,
problemele care ar putea fi atunci când noi ne scărpinăm excesiv, am putea introduce o infecție în zona respectivă și atunci, evident, putem avea complicații de infectare. Da, pentru că scărpinatul ăsta excesiv, cum îi spunem noi, avem o mâncărime, da? Ne-a mușcat cineva. Efectiv, avem mâinile murdare. Nu de fiecare dată sau nu în 5-5 minute mergem să le spălăm. Și atunci introducem o infecție în piele și dublăm acest lucru. Cu tratamentul, cum facem? Că sunt mulți oameni care merg, de exemplu, nu mai am nevoie de un medic dermatolog, că moldovenii, în mare parte, din păcate, le știu pe toate, da? Și nu apelează de fiecare dată la medic. Totuși este recomandat, și eu recomand de fiecare dată să nu mergem de sine stătător, ca să tratăm anumite afecțiuni pe care le avem, dar să mergem la un medic specialist, în cazul dat, dacă aveți anumite, nu știu, mușcături sau informațiuni mici. Băi, nu mai mergeți la farmacie să întrebați, că, bun, farmaciștii vă pot recomanda anumite unguiente. Totuși, e vorba de un tratament ca să prevenim anumite consecințe pe viitor. Care sunt tratamentele în cazul dat? Iarăși, partea bună, favorabilă, este că frecvent trec de sine stătător în câteva zile fără a aplica careva tratament specific. Dacă totuși persoana este mai predispusă spre alergii, atunci poate manifesta un tablou mai acut și necesită intervenția medicală. De obicei, recomandăm, dacă sunt doar niște leziuni roșii cu mâncărime, recomandăm niște comprese reci pentru a scoate acea senzație de mâncărime, geluri cu aloe vera sau dexpanten pentru a calma, în anumite cazuri mai grave și corticoterapie locală, topică, iar dacă pruritul mâncărimii asta este foarte deranjant, un antihistaminic oral. Asta în cazul în care nu s-a complicat în niciun mod acea mușcătură de căpușă. Evident, dacă avem deja o asociere de floră bacteriană, atunci o să ne axăm pe antibacteriene, sau dacă avem o reacție foarte pronunțată de alergică, da, ca urticare sau altele, până chiar la șoc anafilactic, evident că e necesară o intervenție prompt. Reacțiile pronunțate, alergice, s-ar putea, de exemplu, accentua mai mult la copii și la oamenii care au un sistem imunitar mai slăbit? Da, desigur. La copii sistemul imunitar este încă imatur, din acest motiv ei au reacțiile mult mai acute. Și la persoanele care deja au un fond alergic, da? Sunt deja bolnavi sau purtători de anumite alergii, evident că ăsta va fi ca un nou trigger, un nou stimulant care poate agrava chiar și bolile persistente. De exemplu, persoane cu astm bronșic, dacă vor fi mușcate de căpușă, pot provoca o nouă criză de astm bronșic. Înțeles. Domnul doctor, ultima perioadă ne-am confruntat și am văzut la peste tot, că a fost mediatizat subiectul. Tigru de platan, ploșnița aia albă care a venit prin parcuri. Au fost multe cazuri când oamenii au fost... și dacă e o diferență dintre o ploșniță de casă obișnuită și acest tigru de platan, mușcăturile pe care le fac? Da, este diferit, deoarece chiar și mediul în care se află, da, deci când noi suntem în mediu, să spunem așa, liber, ea reușește să facă doar o mușcătură. Aici când vorbim de ploșnițele de casă, ele în mediu acționează în grup, să spunem așa, da? Deci minim avem de la 3-5 leziuni grupate sau lineare, deoarece traseul ei se deplasează, lasă anestezic, noi nu simțim și la câțiva centimetri distanță ea din nou mușcă. Și respectiv e diferit ca tablou. Ca tratament, practic, nu, dar ca tablou clinic, da. Pentru țânțare, de exemplu, există anumite spray-uri sau, mă rog, na, diferite metode de a scăpa de ei, de a-i ține un pic mai departe. Bun, până ajungem la o dezinsecție, dacă ajungem să avem o invazie de ploșnițe în casă, există vreo posibilitate sau vreo formă de a ne proteja de aceste insecte? Ar fi bine să vorbim despre profilaxie la început, cum am putea să evităm această infectare. Deci recomand ca atunci când vă întoarceți din vacanțe, toate hainele care le-ați avut în valiză, obligator le puneți la un ciclu de spălare. Temperatura minimă de 50 de grade ar trebui să fie. Într-un fel să prevenim această infestare. Dacă deja totuși s-a produs infestarea, atunci obligator verificăm minuțios toate marginile, crăpăturile, marginile de pat, crăpăturile în pereți, locurile întunecoase, deoarece preferă să se afle aceste ploșnițe în apropierea omului, deci nu sunt amplasate foarte departe. Căutați în jurul canapelei sau a dormitorului dumneavoastră. Au ele o atracție și o dragoste față de rasa umană. Vă mulțumim mult pentru aceste informații, chiar au fost prețioase și absolut de utile pentru toată lumea. Vă așteptăm să reveniți cu mare drag în platoul Telemagazin ca să abordăm și alte subiecte legate de dermatologie, că na, e important să ținem cont de sănătatea noastră.
Mulțumesc!